și a ajuns la o pictură de tip modern, decorativă, o aveți în cealaltă încăpere, iar mai multe cuvinte o să vă spună specialistul în acest domeniu, doamna Roxana Barburescu. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi în acest, cu acest prilej de bucurie. Pentru că expoziția artistului Mihai Eugen Marinescu, care este găsită de acest elegant spațiu al Centrului Cultural, Centrul de Cultură Arhitecturală al Uniunii Artiștilor Plastici, este o expoziție ce grupează lucrări pe care Mihai le-a realizat în această perioadă, ce cuprinde de 40 de ani, peste 40 de ani de activitate artistică. În modalitatea de expunere acestora s-a urmărit o grupare cronologică, din care reiese cu ușurință maniera culturală, traseul pe care artistul l-a urmat de-a lungul timpului, plecând de la o pictură figurativă ce aparține mileniului II și ajungând până la o pictură non-figurativă care se află în cealaltă încăpere ce aparține mileniului III. Parcursul meu critic îl voi începe cu lucrările sale timpurii, în care domină un figurativ coerent și exact în structurile sale esențiale, compoziții ce mizează pe jocul ficțiune-realitate, pe un joc al gesturilor, al gesturilor discrete și al unei simbolistici ce ajută să pătrundem sensul mesajelor ce au ca obiect picturile sale. Artistul dovedește atât un creator de spații imaginare pe care le organizează scenografic, așa cum observăm în vărul melusiei ce se află în spatele nostru, cât și un iubitor al soluțiilor compoziționale ce se regăsesc în portretele renașentiste, dar pe care el le reinterpretează într-un stil propriu, cum puteți vedea în partea aceea. Figurile sunt fin caligrafiate, sunt puternic luminate de tonuri deschise, detașându-se pe acele fundaluri închise în care se întrevede un peisaj redat în acel clar obscur al picturilor rembrandiene, așa cum remarcăm în lucrările Epistola, Înțeleptul cetății, Dresorul regelui Lăcustă sau în Autoportret pictorul. Limbajul pictural pe care îl utilizează în tratarea compozițiilor și al personajelor se modifică în lucrările Lebăda albă și Lebăda neagră, marcând o trecere la o altă etapă de redare plastică. Simplitatea și laconismul mijloacelor picturale imprimă aceste compoziții care se remarcă prin complementaritate și preciozitate, imprimă acea opoziție alb-negru, inocență, agresivitate, același dualism al reprezentărilor remarcăm și în cele două lucrări, Chiron și Licorna, care se află în partea aceea. Stăpând pe mijloacele picturale utilizate, discursul său vizual este de această dată plin de un dinamism al liniei și o spontaneitate a execuției, în care rafinate tonuri de gri și brunuri tind spre o monocromie, toate transmițând dramatismul poveștii din spatele personajelor. O dorință continuă de a nu se cantona într-un stil, de a experimenta noi formule plastice, l-au condus la adoptarea
atinge. Lupați în această expoziție în cealaltă încăpere, după cum v-am mai spus, în tămâianul 3. Construcțiile pe care le realizează suprafețele ce par decupate dintr-o textură infinită, tandemurile vis de aur, mașina timpului, vis de argint, iarna vrajnii sau vis de aramă, căderea îngerilor, sunt lucrări pline de de tâlcuiri metaforice ce au la bază ideea conform căreia poți să faci același lucru, dar de fapt să fie lucruri diferite. Jocul texturilor pe care suprapunerile de culoare le unifică și le ascund în același timp concretețea, acele arce de ceas, inserțiile de foiță de aur, cupru sau argint, formează un sistem de conexiuni ce prefigurează o altă modalitate de percepție, dezvăluind un univers al subconștientului, al fanteziei sau al mentalului. Discursul său plastic se păstrează în această zonă și în seria Năvoadelor, în care spațiul abstract prinde consistență prin inserarea acelor plase ce captează gândurile în țesătura lor simbolică, proiectându-le într-o desfășurare când exuberantă, când ponderată, pe acel fundal roșu. Mihai Eugen Marinescu, pe întreg parcursul carierei sale artistice, nu a renunțat să recurgă la mijloacele caracteristice grafice. În această expoziție alegem să expună doar câteva lucrări în care îmbină tehnica pastelului cu cea a acuarelei, o mare siguranță a gestului și eliberat de constrângerile unei redări fidele, artistul construiește acele portrete în tuș, pline de un dinamism dus uneori până la extrem. El creează acele chipuri impersonale printr-o rețea de linii energice sau prin descompuneri, lăsând ochiul să recompună, ca în cazul bufonului trist sau al portretelor, acea scriptură labirintică. Suprafețele sunt vibrate de unamente de labiuri discrete ce sudează tot acest ansamblu într-o atmosferă aproape monocromă sau cu fine accente de culoare. Așa cum am mai spus și la începutul discursului meu, expoziția artistului Mihai Eugen Marinescu constituie un bilanț al celor peste 40 de ani de manifestări expoziționale ce pun în lumină contribuția pe care acesta a avut-o asupra artei contemporane, dar ea poate fi privită și mai mult, și anume ca o deschidere către alte proiecte artistice, pentru că activitatea artistului nu este nici pe departe să se încheie aici. El este un spirit universal care aștept întotdeauna să vină calitatea de arhitect cu cea de pictor, iar această căutare perpetuă de noi mijloace de expresie au dus la aceste lucrări pe care le aveți și le vedeți în această expoziție. Și înclin să cred că această expoziție, de fapt, a deschis o portiță către mileniul 3, partea a doua, a treia, cât mai mult. Mult succes și așteptăm să vedem ce faceți în continuare. Cum v-am obișnuit în ultima jumătate de teat, mai spun și eu câteva vorbe, așa ca o dare de seamă la lucrurilor vădăreți, că așa suntem noi arhitecții, mai facem câte unele
la sfârșit câteodată de seama ce am făcut. De asta ar fi antepenultima epistolă sau poema dulcilor tentații. Trecând prin crucea timpului, raze de aur din tur la rândul lui abstract, ating cu deget profan obrazul lumilor celeste, o Doamne cad îngeri, cad guverne, trec mai departe, mai mult, ultima epistolă își mai găsește destinatarul, din vălul melusinei a mai rămas un colț de draperie fără cap, pe nervul spiralat al spoicii numerele se înlănțuie în virtuoasă perfecțiune, Anno Domini 1200, meșterul Fibonacci zâmbește ștrengar, particula lui Dumnezeu, număr de aur, aur lichid, sub faldul unui gând vinovat, ADN, semnul alchimic, gravat palimpsest pe scoarța de zbură a existenței, ultim centaur, chiron, constelație, profesor, idol, maestru, doctor, triplu semn, om, animal, armă, fără iubire, hierofantul coboară din tarot lesa lăcustei, naiva lebădă albă plutind în plasa celei negre, Tchaikovsky abandonat în favoarea lui Piazzolla, libertango, o Doamne cad îngeri, vânătoarea ultimelor licorne prin crățișul geometric al asfințitului, decantarea incantației gândului din năvod, cu bune, cu rele, golden dream, cooper dream, silver dream, preamă contrariat, întors din drum, chip diafan, domnișoara frumoasă fi, conjugă numerologic cele câteva silabe. O Doamne cad îngeri, treci mai departe suflete, nu mai e mult. Și o să vă mai spun acum, o să mă mai suportați o clipă, discursul pentru Oscar, inevitabil, vorba aia. După darea de seama de mersului artistic, urmează, bună seama, discursul pentru Oscar. Adică lista de mulțumiri. Trebuie să încep cu mama. Pentru că fără efortul ei susținut, de acum 7 decenii, nu ați fi avut în fața domnilor voastre o subsemnată. Să rămână mama. Urmează Victoria, soția mea, care, suportându-mă cu stoicism și răbdare, m-a lăsat în boii mei să-mi fac de cap. Numai așa am reușit să mă concentrez asupra aiurelilor pe care le vedeți atârnate pe pereți și pe care le puteți înjura sau admira după caz. Atât cât vă duce fie simțul critic, fie bunăvoința. Și unora și altora vă mulțumesc. Mulțumim speciale bunei noastre prietene, doamna Bărbulescu, îngerașul meu critic, la portretul căreia voi adăuga niște cornițe demonice, pentru că mi-au plăcut întotdeauna personajele cu un in-yang pronunțat vizibil. Mulțumesc, Roxana. Apoi, iubitele, dragile, minunatele gazde, am numit aici Uniunea noastră arhitecților, care prin munca, dăruirea, pasiunea și profesionalismul lor, m-a ajutat să duc la bun sfârșit demersul meu deloc ușor. Și am să-i mulțumesc, bineînțeles, Liviu Brandabur, colegul meu, care reprezintă azi Uniunea. Și în sfârșit, vreau să le mulțumesc copiilor mei. Aceștia, locuind departe prin țări străine, au fost oarecum liniștiți și cu minți. Nu au făcut scandal și nu au cerut să sugă. Asta m-a ajutat să investesc banii cu folos în șampania pe care aștept cu nerăbdare să o partajez cu domniile voastre în mileniul 3. E destul? Sper! Suntem mândri că avem un asemenea reprezentant al artei în mijlocul nostru, mai ales că eu sunt și mai mândru că a fost coleg cu mine și mă simt onorat că a venit să-și prezinte lucrările în mijlocul nostru. Vă mulțumesc că ați venit și vă doresc vizionare plăcută. Mulțumim! Propun să facem împreună o expoziție pentru vânitura. Mulțumesc! O să scriem și o să vedem ce putem face. Asta e altă paralelă. Nu sunt numai eu, mai avem aici
cu domnul Isopescu, care face sculptură de interior, care a terminat tot așa odată cu noi, a luat odată cu noi, și atunci probabil că o să fie un nou moment să ne vedem cu plăcere. Vă mulțumesc încă o dată din partea Uniunii pentru că ați venit. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în momentele noastre care sunt cele mai fericite, pentru că efortul pe care îl face un artist în fața planșetei sau a locului în care reușește el să-și creeze ambientul în care poate să lucreze, compus și necunoscut pentru dumneavoastră, aveți acum ocazia să vedeți ce s-a întâmplat în spatele acestui laborator. Deci, domnul Marinescu expune sufletul lui pe aceste planșe, timpul pe care s-a scurs și experiența acestor 40 de ani, pentru care Uniunea și eu personal îl felicit. Mulțumesc și noi. Vreau să trecem la vizionare și să ne întâlnim la un pahar de șampanie, cum a zis colegul. Ok. Năvăliți, vă rog. E pe aici, carte? E și de mai. Că e mai...